Despre Târgul Liceelor, ediția 19-a, vorbim în seara aceasta cu doamna profesor Maria Pavelescu, director al CJRAE Suceava, și doamna profesor dascălu Delia, coordonator al CJAP Suceava. Târg al Liceelor, care are ceva experiență și unde sperați să vină cât mai mulți elevi. Spuneați pe perioada pauzei că în anii trecuți au fost foarte mulți elevi din orașe sau localități destul de îndepărtate de Suceava și au dorit să fie prezenți, ceea ce înseamnă că anul acesta vor ajunge și mai mulți din municipiul Suceava, cărora li se vor alătura cei din întreg județul, de altfel. Anul trecut au fost 71 de elevi din zona Vatra Dornei. Gândiți-vă, 40 de elevi au venit de la Dorna Cantreni, 17 de la Poiana Stampei, 14 de la Coșna, Câmpul Lungu, zona Câmpul Lungu, 60 de elevi. Au fost prezenți elevi de la Moldovița, de la școala gimnazială Vama, Rădăuți cu 29 de elevi, a venit școala Burla, școala Bilca, și în jurul Sucevei, din jurul Sucevei, 137 de elevi, de la Mihoveni, de la Verește, de la școala Șcheia, Plopeni, Udești. Dacă comparând așa cu edițiile din urmă, de la an la an am avut tot mai mulți elevi, sunt sigură că lucrul acesta va sta la fel și anul acesta. Adică cu siguranță vom depăși 670 de elevi. Ceea ce știu este că liceele mari își fac reclamă și merg și ei în școlile gimnaziale, dar în general merg în școlile în care există 2-3 clase de elevi ca să aibă de unde să-și aducă elevi la liceu. Da, și nu ajung în aceste zone izolate, ceea ce e bine, că cei din zone izolate își permit să ajungă la Suceava, deși fac 2-3 ore de acasă până aici. Da, iar ceea ce se întâmplă la Târgul Liceelor e motivul pentru care vin, nu? Din zonele atât de îndepărtate. Cu siguranță. Spuneați despre standurile acestea la care vizitatorii pot să întâlnească elevi. Gândesc că și profesori, nu? Absolut. Liceelor. De asemenea, vorbeați despre acele chestionare care se aplică. Nu sunt poate cele mai elocvente, dar pot fi un punct de plecare. Acelea cu greutate se fac într-un spațiu firesc, adecvat, în liniște, în cabinetul de consiliere psihopedagogică, despre care ne-ați și spus. Iar școlile care nu au psiholog școlar pot opta pentru a solicita și noi trimitem colegi de-ai noștri să facă activități pentru decizia în carieră în cadrul școlilor din județ. Da, eu am condus discuția în această direcție pentru că poate nu sunt foarte mulți părinți. Dacă profesori sunt din aceia care cunosc activitatea profesorului psihopedagog din școală, poate nu la fel de bine informați sunt și părinții. Oricât ne-am dorit să se întâmple lucrul acesta, părintele de clasa a șaptea poate nu știe că, uite, există unități de măsură sau, mă rog, instrumente prin care se poate măsura într-un fel sau altul, nu, de către persoane specializate, în ce direcție are copilul aptitudini, dovedește aptitudini sau abilități. Părinții află oricum, pentru că noi nu putem discuta cu elevul fără acordul părintelui. Cei care nu au 18 ani au nevoie de un acord din partea părintelui. Eu mă gândesc la telespectatorii care au elevi de clasa a șaptea, care n-au luat contactul niciodată cu consilierul din școală, pentru că au considerat că nu a fost nevoie, nu a fost implicat copilul în nu știu ce evenimente. La consilierul școlar nu ajung doar cei care sunt implicați în evenimente. Noi facem și activități de prevenție și facem și activități în ceea ce privește decizia în carieră. Deci avem paleta de activități, este largă. Mă gândesc că nu există obligativitate, nu? Trebuie să particip. Și atunci poate sunt câțiva care au zis, ei, nu mă duc, nu știu cât de interesant sau cât de util este. Iată că poate fi cu adevărat util un astfel de test aplicat unui elev și dacă există, cum spuneați mai devreme, o lipsă de sincronizare între dorințele elevului și aspirațiile părintelui pentru copilul de acasă, o discuție cu un specialist poate ajuta. Pentru că mă gândesc că de foarte multe ori
părintele își dorește să să ducă viitorul elev de liceu la o școală de prestigiu, la un colegiu, și e firesc, gândind că se face carte, matematică, așa cum trebuie, limba română, corespunzător, dar copilul acela, care de altfel e un copil inteligent, poate are aptitudini, nu știu, în domeniul desenului. Poate visează, dar nu are curajul să exprime, să devină un foarte bun pictor. Și e păcat, pentru că la noi în oraș există un astfel de liceu, nu? Care cultivă, educă și încurajează un astfel de copil. Și atunci poate părintele poate fi măcar... În general, cei care au abilități de acest gen se orientează la școli încă din clasa a 5-a, pentru că școlile vocaționale au și gimnaziu, și atunci nu poți să... Dacă ești foarte talentat și dacă nu începi de la o vârstă fragedă, nu prea reușești, mai greu să mergi doar la liceu. Sunt și părinți care speră ca aceste chestii să le treacă copiilor, da? Și insistă totuși să copiii să vină la un colegiu național, să facă un profil mate-info, dacă se poate, intensiv, bilingv, ceva. Fac copiii, într-adevăr, și nu le strică în viață, și totuși de la matematică, informatică, intensiv, bilingv, nu știu ce, am avut elevi care au plecat către arhitectură, bun, asta este justificat, design, nu știu eu, artă fotografică, da, deci până la urma urmei, știu eu, dorința și pasiunea și-au spus cuvântul. Da? Părinții ar trebui să înțeleagă că ar trebui să dea credit și a ceea ce dorește copilul, bineînțeles dacă are abilități în acel domeniu, pentru că dacă ne uităm, avem exemple de copii care au făcut un liceu, apoi o facultate și a doua facultate a fost facultatea pe care și-a dorit-o, de fapt. Și atunci a pierdut câțiva ani copilul acela, că putea să se dezvolte altfel. Exact despre genul acesta de copii vorbeam. Eu sper ca aceia care vor fi prezenți vineri, începând cu ora 8 și până la ora 10 și până la ora 18, da, după amiază, în centru comercial, pentru a se întâlni și a întâlni liceeni și profesori din liceele din județul Suceava, să fie dintre elevii care au avut norocul, nu? Să fie în sincronizare cu părintele și să meargă spre liceul pe care și l-au dorit. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat și în același timp vreau să mulțumesc și colegilor de la CJRAE, care în fiecare an sunt la standul CJAP și promovează și activitățile pe care noi le facem. Da, și foarte important acum pe final să mai spunem o dată celor care ne urmăresc că târgul este deschis oricui, nu elevilor însoțiți de profesorul diriginte, ci chiar și elevilor de clasa 8-a, de clasa 7-a, care doresc să se informeze despre oferta educațională a liceilor, îi așteptăm cu mare drag. Mai ales că este într-o zi de vineri, când lucrurile așa se mai relaxează, urmează un weekend prelungit, pentru că și luni și marți e liber, și atunci părintele, dacă elevul își dorește, copilul își dorește, sau dacă părintele consideră că este necesar, să-și facă amândoi timp și să ajungă la Târgul Liceelor, cea de-a noua ediție, organizată a 19-a. Îmi cer scuze, în seara asta am tot bâlbâit-o și cu denumirea CJAP, CJRAE, dar oricum am deja experiență. Deci cea de-a 19-a ediție a Târgului Liceelor, anul acesta, în 2018, o ediție importantă, spun eu, pentru absolvenții de clasa a 8-a. Vă mulțumesc pentru prezența din seara aceasta. Vă mulțumim și vă așteptăm și vineri la deschiderea târgului. Da, vă urez succes. Să fie o zi frumoasă, o zi de sărbătoare pentru viitorii și actualii liceeni, pentru profesori și, în ultimul rând, pentru dumneavoastră, cei care vă străduiți să mijlociți această întâlnire.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi în această seară. Sper, sincer, ca elevii de clasa a 7-a, 8-a să ajungă vineri la acest târg al liceelor, unde, așa cum spuneam, pot să ia contact direct cu profesorii, cu elevii, colegiilor, liceelor sucevene. Vă mulțumesc că, așa cum am obișnuit acum pe final, pentru că ne-ați urmărit. Le mulțumesc și celor care sprijină emisiunea noastră în fiecare săptămână, doamnelor de la salonul Perfect Style situat în cartierul Opcini, și vă urez mult succes la școală și, nu în ultimul rând, și un weekend frumos, un weekend prelungit de sărbătoare, să vă încărcați bateriile și să reveniți pe final de an școlar 2017-2018 plin de energie și de dorință de a finaliza lucrurile corespunzător. O seară frumoasă și mult succes la școală!